de conturi false de peste 50.000 de euro pe care le-a făcut la Parlamentul European. De asta este acuzat fostul europarlamentar PDL Petru Luhan, care a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, arată DNA. Potrivit rechizitorului, în perioada martie 2010-martie 2012, Petru Constantin Luhan a depus cu rea credință la Parlamentul European 37 de cereri false prin care a solicitat rambursarea unor cheltuieli de transport. La cererile respective, Luhan a atașat mai multe documente justificative, adică facturi fiscale, chitanțe, bonuri de combustibil false, prin care și-a supraevaluat costurile unor bilete de avion și s-au atestat deplasări cu autoturismul între localitatea sa de domiciliu și Strasburg sau Bruxelles, deplasări care în realitate erau efectuate cu avionul. În urma acestor deconturi, Luhan a obținut de la Parlamentul European 50.368 de euro, spun procurorii DNA. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, anunță Mediafax.